Rata de infectare a scăzut vizibil în Mehedinți, la fel ca și numărul de cazuri de coronavirus. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului au fost înregistrate 16 cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. 5.240 de persoane au fost infectate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei și până în prezent în Mehedinți, dintre care 202 persoane au decedat. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 16 cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 570 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 111 persoane sunt internate, 275 persoane se află izolate la domiciliu asimptomatice. Până în prezent, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 5.240 de persoane și 202 persoane au decedat. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,19. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în Mehedinți este de 1,19, o scădere semnificativă în ultimul timp. Totodată a scăzut și numărul localităților unde rata de infectare este crescută. În acest moment, 8 localități au depășit pragul de 1,5, cea mai afectată fiind Hinova cu 2,62.